Salut, eu sunt la Vid și am o veste foarte importantă. Și de data asta nu este despre canalul meu, ci despre canalul lui 01A51KD0. Da, cred că l-ați văzut pe Davidutăză, pe Tutăză, când a făcut pe noul său canal de vlog. A făcut o reacție, oricum, la unul din videoclipurile lui. Deci canalul ăsta e unul dintre cele mai scary canale de pe YouTube și i s-a descoperit secretul. Băgăm aici, nu știu cum, dar are prea mulți abonați, nu știu cum de nu le e frică. Uitați-vă la dată. Acum 8 ani. E clar că niciun om nenormal la cap, nici măcar unul din acesta, nu ar face o pauză de 7 ani de YouTube. Gândiți-vă, oare ce s-a întâmplat? Și dacă căutăm Trustbird, e clar că canalul lui, după cum am băgat și filtrul la tip canal, dacă vom acesta, nu există practic Truthbird. Uite, hai să ne ducem la Blame Truth. Poate spuneți că el și-a schimbat numele. Dar asta nu este fața lui, pentru că Truthbird e a avea de fapt. Era un fel de pirat. Barba adevărului. Deci da, dacă vă gândiți bine, de ce să șteargă canalul? Pentru că oamenii au descoperit identitatea? Nu, este deja descoperită. Deci e clar că 01A51KD0 și-a șters canalul în care și-a arătat fața. Dar oare de ce? Gândiți-vă că unul dintre cele mai scary canale de pe YouTube poate să pățească o grămadă de chestii rele. Gândiți-vă că poate acesta a fost la închisoare timp de 7 ani sau 6 ani. Eu mă gândesc că și-a șters contul pentru că acolo și-a arătat fața și el încă va posta. Dar lumea nu va mai ști cine postează. Din fericire pentru unii care au descoperit secretul și l-au postat deja. Deci da, teoria mea este că Truthbird timp de 7 ani sau 6 a fost la închisoare pentru videoclipurile sale super înfricoșătoare. Adică de ce să faci așa ceva? Mai ales că cel mai scary este că scrii cu susul în jos și asta este destul de ciudat. Adică haideți o leacă să ne uităm. Bine, nu vreau să fac acum o reacție sau ceva de genul. Nu vreau să ca acest canal să fie ceva înfricoșător, dar serios acum. Dacă vă uitați bine, în multe dintre videoclipuri apare o femeie. Bine, unii cred că Truthbird urmărea acea femeie, dar nu știu ce credeți voi despre acest canal. Așa că aș vrea să scrieți în comentarii. Dar teoria mea este că bărbatul acesta nu este un om normal. Adică am înțeles, există o grămadă de filme horror, nu ajung la închisoare pentru asta. Dar poți să ajungi la închisoare pentru orice altfel de lucruri, crimă sau nu știu cum să o numi, urmărești oamenii, îi ameninți. Pentru chestiile astea se face închisoare. Deci, asta poate fi o explicație pentru că faptul că ai făcut o pauză de 7 ani la videoclipuri și filmezi filme horror și mai și pui aceeași femeie în toate videoclipurile. Păi da, cred că misterul a fost deja dezlegat. Mai ales că scrii cu susul în jos și pui tot felul de efecte.
Păi da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uita să dai like, să te abonezi, ce mai vrei tot ca lu. Hai, pa, pa!